Mai multe apeluri la ambulanță în perioada mini-vacanței. Cele mai multe sunt afecțiunile respiratorii, urmate de cele cardiovasculare, dar și traumatisme. O pătrime dintre pacienții ambulanței din ultimele zile au fost copiii. În total, între 27 și 31 august, Centrul Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească a recepționat peste 11.300 de apeluri. Aproape 4.000 și jumătate de pacienți au avut nevoie de spitalizare, fiecare al patrulea fiind minor. Din cei peste 2.300 de pacienți cu simptome de boli respiratorii, aproape 1.000 au fost confirmați cu infecții respiratorii virale acute. În același timp, peste 1.100 de oameni au chemat ambulanța din cauza traumatismelor. 62 dintre aceștia, inclusiv 10 copii, au fost victime ale accidentelor rutiere. Alți 27 s-au ales cu intoxicare. 12 din imprudență cu supradoze de medicamente, iar 6 cu alcool. 1875 de adresări au fost legate de acutizarea afecțiunilor cardiovasculare. 181 de persoane au avut accidente vasculare cerebrale, 29 sindrom coronarian acut, iar aproape 1000 și jumătate de persoane aveau tulburări neurologice.